cât, pe bune, cât de cunoscută e România acolo? Când zic că sunteți român. Oriunde te duci în China și spui că ești român. Da? Nu cred. Am văzut, China are 56 de provincii, cred că am văzut mai mult de 30 de provincii. Peste tot unde m-am dus și am spus că sunt român, că sunt din Romania. Dar de unde știu ei așa? Pentru că memoria lor se fracturează, povestea asta frumoasă. Memoria lor funcționează foarte bine până după 90-95 spre anii 2000. Pentru că până în 90, China privea spre România ca spre un model. Ca pe ceva pe care niciodată nu-l vor atinge. Da? Veteranii români, chinezi, care au făcut studii în România în anii 60-70-80, spuneau că prima oară s-au săturat să se sature la masă aici. Era o țară săracă, da, am înțeles. Extrem de săracă. Veteranii, colegi, chiar și până după 90 târziu, primeau salarii 100-120 de yuani. Adică asta însemnând la nivelul anilor sau la banii de astăzi undeva 80-90 de lei. S-au îmbrughezit chinezii acum? Teribil. Cum? Spuneți-mi. Știu, eu am fost într-o perioadă în care, la prima dată, când treceau de la maoist la ăsta și am văzut, groaznic, femeile purtau uniforme. Erau, nu dintr-o convingere sau dintr-o chestiune de ideologie. Ăla era nivelul de trai. Și cum era a fost ieftin. Saltul ăsta? Saltul acesta se numește procesul de reformă și deschidere, declanșat de Deng Xiaoping în anii 70 la sfârșit, după moartea lui Mao, după ce s-a închis procesul Revoluției Culturale. Și aici fac o paranteză. În timp ce noi vorbim despre Mao ca despre un dictator, sau folosim etichete. Mao, în primul rând, a fost un erudit. El a înțeles ce se întâmplă cu poporul lui. Moise, înainte să-și ducă în deșert 30 de ani, și-a supus poporul unei revoluții interne, interioare. Asta a făcut Mao cu poporul lui. Dar altfel a fost un erudit, a fost un înțelept, a fost un lider pe care și astăzi chinezii îl văd în cadrul corect, dar nu au nicio reținere să spună au fost făcute erori și perioada aia trebuie reevaluată din punct de vedere uman. Președintele Xi Jinping este una dintre, și tatălui Xi Jinping a fost direct una dintre victimele Revoluției Culturale, iar actualul președinte este colateral, este descendentul unuia care a suferit ca urmare a procesului de, hai să spunem, reorganizare a tuturor condițiilor și criteriilor valorice în China. Există schimbări de alimentație de astea la chinezi? Da, chinezii, toți vorbesc despre chinezi că sunt mici și că primul sport în China obsedat este basketul. Chinezii sunt înalți, sunt puternici, sunt viguroși. Nu, dacă e de la orez au trecut la carne, cred că este foarte... Da, bineînțeles. Și asta face parte din ce vreau să vă spun. Se spune, chinezul mănâncă o lingură de orez. Greșit. Chinezul atunci când mănâncă, și mai ales când este într-un cadru familial sau în cadru oficial, risipă. La masă unui chinez sunt cel puțin 6, 7, 8, 10 tipuri de mâncare, feluri de mâncare. Mm-hmm. Pentru că nu mănâncă mult, mănâncă diversificat, mănâncă din foarte multe tipuri de alimente. Iar în Beijing, spre exemplu, toate fast food-urile sunt peste 300, doar într-un oraș. Uh-huh. Pentru că capacitatea de consum este uluitoare în China. Chestiune pe care noi nu o înțelegem la nivel economic, sub nicio formă. Acum mi-e foarte greu să văd ce mai producem noi, made in Romania, dar... Cum ții în frâu să nu apară inegalități sociale? Sunt inegalități sociale în China. Spre exemplu... Miliardari sunt? Trăiesc pe picior mare cum? Cu zecile de milioane. Și sunt diferiți de... Dar nu-i patează. Aha. Aici deja devine... intrăm într-o zonă de educație și de conștiință filozofică, confucianistă, taoistă a chinezului. Vă dau un exemplu pentru că știu mai bine realitatea din Beijing. Salariul minim în Beijing, cel mai mic salariu, este 3500 de yuani, asta undeva la 2700-2800 de lei, dar nu se impozitează. Salariul minim nu se impozitează. Până la 5000 de yuani, impozitul este infim. De la 3500 de yuani, da, asta ar veni undeva la 500-550 de dolari, ajuns la salarii de 100.000 de dolari pe lună. Zona IT, zona de arhitectură, de zona de salariu, proiectare. Nu... Câștig de proprietar, profit. Nu, salariul unui individ.
Da. Sunt indivizi în Beijing sau în Shanghai sau în Chongqing, care este în centrul Chinei, care este considerat, orașul respectiv este considerat Silicon Valley al Chinei, sau în Shenzhen. Shenzhen, acum 20 de ani, era un sat pescăresc cu 400-500 de mii de locuitori. Astăzi Shenzhenul este o navă stelară în care locuiesc aproape 20 de milioane de locuitori. Și majoritatea sunt doar în zona de new media, noi tehnologii, cele mai noi investiții în infrastructură, în dezvoltare pe absolut toate nivelurile. Am văzut în cartea noastră, că ea nu e în meu jurnal de pandemie, de am și recomandat-o de atâtea ori, uitați că am și citit-o, am recitit-o acum, că la un moment dat consemnați condamnarea unuia pentru mită. Cum funcționează? Păi dacă sunt toți bogați, În primul rând funcționează o chestiune pe care noi în democrație sau democrația occidentală, nu vorbesc, noi doar copiem Occidentul. Mita nu cred că, din punctul meu de vedere, și atâta cât am citit eu carte de drept, mita nu funcționează decât atunci când ești în contact cu statul. În mediul privat nu există mită. Da. În România se amestecă foarte ușor absolut toate problemele. Există mită în China atunci când tu, pentru un beneficiu sau pentru o autorizație sau așa, intri în contact cu orice reprezentant al statului, de la absolut orice nivel. Nu înseamnă că pentru un leu ești și sancționat. Există o marjă de eroare sau o plajă în care te poți mișca, dar când tu ocupi o funcție și ai și poziție politică, acolo nu există toleranță. Toleranța este zero, iar cu cât ești mai sus în poziție, cu atât și sentința este mai... Păi bun, aici avem DNA, acolo ce instituție? Nu există DNA, există procuratura, există care poliție. Care se autosesizează? Automat. Păi și nu ține cont de poziția ta politică? Cu atât mai tare e sancționat. Da? Și mai mult decât atât sunt sancționați, inclusiv fostul ministru al transporturilor, cel care a dezvoltat marea rețea de cale ferată de mare viteză. Ce înseamnă asta? În 2010, când am ajuns, China avea 0 km de mare viteză, însemnând 300 de km la oră. Astăzi China are 35.000 de kilometri de mare viteză. Și viteza a ajuns și la 400 de km pe oră. E, fostul ministru și-a tras zeci de milioane de dolari. Nu sunt... Da. Dragnea, nici măcar eu. Am înțeles la nivelul ăla, da. Și atunci, pentru că a ocupat o funcție, pentru că avea o funcție înaltă în partid, pentru că era reprezentant în Marea Adunare a Reprezentanților Poporului, un fel de parlament al Chinei, a fost o rușine pentru partid. Sancțiunea vine în primul rând de la partid. Partidul are, și cred că și la noi avem, la partidele politice, există un corp de control intern. Da, la noi n-avem. Acolo funcționează. Da, am înțeles. Și în momentul în care, până să intre parchetul, autoritatea judiciară, până să intre, prima dată te cercetează și te judecă în interiorul partidului. Iar în momentul în care partidul ți-a spus, te-a pus pe culoare, cum aveam noi culoarele noastre pe justiție, când partidul ți-a trimis dosarul la justiție, nu mai ai nicio șansă. O altă diferență pe care China o dă lecție pe care o dă lumii, de la prima instanță, în momentul în care ai fost condamnat, este un șablon standard. Am mai povestit despre lucrul ăsta. Toate sentințele se termină cu o frază. Prejudiciul a fost recuperat integral. Nu contează că e vorba de $1.000.000 sau $100.000.000. Ați au banii. Pentru că tu, ca individ, nu poți consuma toată suma aia. Și atunci îți ia la frecat toată familia, toți prietenii, toți apropiații. Pentru că toți au beneficiat sub o formă sau alta. Și atunci îi lasă pe stradă pe toți.